Salutare! În acest videoclip o să-ți arăt cum să faci aceste imagini atractive pentru pagina ta de Facebook, pentru pagina ta de Instagram, pentru WhatsApp, pentru ceea ce dorești, gratuit și foarte, foarte rapid și foarte ușor. Deci tot ce trebuie să faci este să te duci pe Google și să scrii Bing Image Creator. Apeși Google Search, iar apoi apeși pe primul site. Aici o să-ți probabil să te loghezi. După ce ți-ai făcut un cont, Vei găsi la descrierea acestui videoclip acest prompt. Poți să modifici dacă vrei pentru Instagram, pentru WhatsApp, pentru ceea ce dorești. Iar aici spui boy dacă ești băiat sau girl dacă ești fată. Apoi te duci aici jos și schimbi numele pe care îl dorești, numele tău. Cum te cheamă pe tine, cum dorești acel nume. Și după toate acestea doar copiezi promptul după ce l-ai editat. Întorci aici și lipești promptul tău. Apoi apeși create. După cum vezi, ți se creează acum imaginile, trebuie să aștepți puțin, iar imaginile s-au creat, dar vezi că nu tot timpul reușește să-ți facă textul dorit. Hai să scriu Mădălin, să încerc cu Mădălin, deci aici în loc de MP educativ o să scriu Mădă decât Mădă, ok? Este mai scurt, apăs Create din nou, și așa poți genera până iese ceea ce dorești. După cum vezi, acesta a ieșit destul de bine, mădă. Acesta vezi că a pus un madia, să zic așa. Vezi aici, mădă, a ieșit destul de bine. La fel a ieșit și aici, mădă. Deci așa poți face aceste imagini atractive pentru conturile tale de socializare. Dacă ești fată, după cum am spus, scrie aici girl. Apeși create și ți-a făcut caracter de fată. Sper că ți-a plăcut acest tutorial, sper că îți va fi de folos. Dacă da, nu uita să apeși butonul de like, butonul de subscribe și ne auzim în videoclipurile următoare.